în frunte cu Nicolae Băcescu, Vasile Alexandrii, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Cogălnicianu. O, Doamne, mare și frumoasă ți este misiunea! Constituția ne însemnează o epocă nouă și măria ta ești chemat să o deschizi. Fii dar omul epocii, fă ca legea să înlocuiască arbitrariul, fă ca legea să fie tare, iar tu, măria ta, ca domn, fii bun, fii blând, fii bun mai ales cu acei pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători și răi. Fă dar ca domnia ta să fie cu totul de pace și dreptate, împacă toate patimile și urile dintre noi și reintrodu în mijlocul nostru strămoșească frăție. Fii simplu, măria ta, fii bun, fii domn cetățean, urechea ta să fie pururea deschisă la adevăr și închisă la minciuni și lingușire. Fii domnul unirii! Putem cu toții. Între noi să nu mai fie decât flor și asemenie. Unirea este îndeplinită. Națiunea română este întemeiată. Acest fapt măreț, dorit de generațiile trecute, aclamat de corpurile legiuitoare, chemat cu căldură de noi, s-a recunoscut de înalta poartă și de puterile garante. Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie. Voi fiți patria, veți ști doar a întării. Jur în numele preasfintei treimi și în fața țării mele că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesele patriei, că voi fi credincios Constituției în textul și spiritul ei, că în toată domnia mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și toată ura, iubind deopotrivă pe cei ce m-au iubit și pe cei ce m-au urât, neavând înaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației române. Așa Dumnezeu și compatrioții mei să-mi fie într-ajutor. Ale Dunării, ale Prutului, ale Nistrului, ale Tisei, ale Mureșului, care se adună în Marea cea Mare, s-au scurs 69 de ani. Am ajuns în anul 1918. Așteaptă izvânda, așteaptă și frații cu inima la pregător. Oase sfârșit primul război mondial. Inițial se părea că vor fi urmări dezastroase pentru România. Dumnezeu ne-a ajutat însă, iar în anul 1918 vine la sânul patriei mamă, la 27 martie Basarabia, la 28 noiembrie Bucovina, la 1 decembrie Transilvania, Banatul și Țara Ungurească. La Alba Iulia s-a consfințit România Mare sub sceptrul regelui Ferdinand I. După Basarabia, după Bucovina, mai lipsea o piatră din cele mai scumpe, Ardealul, cu ținuturile din Ungaria locuite de români. Azi ne-am adus și această ultimă piatră a clădirii care încoronează Marea Operă de Unire. Putem privi cu încredere în viitor, căci temeliile sunt puternice, bazate pe principii democratice. Că sunt o chezășie pentru dezvoltarea firească a unei vieți sănătoase. Ele sunt cimentate prin credința nestrămutată
a unui șir întreg de generații de apostoli a idealului național. Să consacrăm unirea gândurilor, unirea sufletelor, dar și unirea în muncă roditoare din strigătul Trăiască România Mare, puternică și unită! Trăiască România Mare! Și acum îți spunem rămas bun! Ne întoarcem la locurile noastre din istorie și din ceruri. Vă lăsăm o țară de dor, țara tuturor românilor! Cu mare la apel, pe țara cheamă astăzi pe bărbați, să țină sus al patriei drapel, să strășuim cu toții la hotare, că țara noastră nu e de mântare. Țară de dor, țara românilor, țară de dor, fără compromis. Țară de dor, țara românilor, țară de vis, noi suntem aici cu munții Carpați, cu români de pretutindeni, astăzi suntem frați. Ne-am născut aici cu codrii străbuni, vântul bate la pate ce pietrele rămân. Vă mulțumim pentru că ne-ați invitat în frumoasa dumneavoastră comună de oameni gospodari, oameni de ispravă, în frunte cu un primar tânăr și de viitor. Noi am coborât din istorie. Dânsul, împreună cu toți cei care l-au ajutat astăzi pentru a organiza această sărbătoare, vor intra în istorie. Poftiți, domnule! Vă mulțumim, vă invităm și înăuntru.